Astăzi, pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România, mai avem doar câteva ore până schimbăm anul, domnule Anatol Basarab, un an care în macro se va derula sub semnul lui 6. Așa încât, astăzi, vă propun să vorbim foarte, foarte pe scurt despre 6, atât cât să ne folosească în direcțiile reper ale acțiunilor noastre pe anul viitor. Vine un următor an, el și numerologic are alte valori și ar trebui să, de pe acum, deja, în, în timpul ăsta de închiderea unui an și imediat a pornirii alte, să ne facem așa un fel de bilanț, fiecare. Și să spun ce am făcut în anul ăsta, cum am comportat, cam ce din tot anul ăsta, din tot ce am făcut în anul ăsta, va rămâne în mintea colectivităților sau măcar a familiei, prin ce mă vor, din ce am făcut eu în anul ăsta, mă vor pomeni ai mei după ce voi pleca, așa, cum se vor gândi la mine, în ce fel, cam ce din tot ce am făcut, am gândit sau am produs, va rămâne și ce nu va rămâne pentru că nu-i temenic, nu-i rezistent, nu -i, e făcut aiurea fără sens, e făcut numai pentru că așa. Facem așa un fel de analiză SWOT A, așa, și cu se... verticală și orizontală. Ce valori invariabile am produs și ce valori variabile am produs. Corect. Care sunt influențele variabile care m-au afectat, care sunt verticala sau valorile invariabile fixe care nu m-am supus sau nu, le-am le ascultat. Sau. Și după aia să ne pregătim treptat, treptat către întâmpinarea cui? Anului nou, nou, anul nou, nou. Și atunci anul nou cine propune nou? Adică el vine cu tematica a lui. Până acum, ca și cum am fost la orele de matematică, la următoarea să fie lecția de geometrie. De exemplu. Vrei, nu vrei, anumite lucruri va trebui să le învățăm. În geometrie se regăsește matematica, dar totuși și geometrie. Și în matematică există geometrie, dar totuși domină matematică acolo, cifră. Aritmetică, Ar da. Aritmetică. Deci vom învăța geometrie, să spunem. În sens numerologic și vom învăța? Vom învăța tot ce înseamnă șase global. Șase înseamnă instinctele, agresivitatea, care ușor se poate transforma oricând în violență. Așa. Înseamnă supraviețuirea la nivel de familie, nu individuală. Asta va ascuți foarte mult instinctul sexual în noi. Mulți oameni vor căpăta așa un suflu și vor deveni așa puțin obsedați sexuali sau agresivi. Să vor simți împinși într-un colț și animalul sau omul sau societatea împins într-un colț nu mai are unde să ducă. Când vrei să te apropii, te va mușca în mod sigur. Adică putem să vorbim de explozii sociale agresive, duse spre violență, dar leacul violenței, liniștea, este sexul. Și atunci în lume se va simți o dezlănțuire așa în comportamentele sexuale, scandaluri pe motive sexuale politice la toate nivelele, pe toate țările. De aici femeia, pentru că șase este o cifră feminină și nu e cifră femeii oricare ce femeie amantă, femeia vrăjitoare, care știe să gestioneze sau să producă diferite tipuri de impulsuri asupra altora, cu tentă ori erotică sexuală, măgulitoare, ori cu tentă de, să spunem așa, șantaj, amenințare sau manipulare, pur și simplu, pentru a-și atinge un scop o oricare al ei, poate fi feminin, adică destul poate fi ascuns, poate fi nedeclarat, poate fi altul decât cel declarat sau enunțat, și de obicei speculativ sau um, manipulativ, ceea ce ne arată că anul viitor ne poate aduce foarte multe lucruri subtile, știi cum să spunem popor, muierești, ascunse, Făcute pentru un șantaj, prin amenințare sau prin măgulire, prin atragere, prin ademenire. La ce nivel? La orice nivel, politic, economic, administrativ, peste tot lucrul ăsta va căpăta mai mare putere. Prin urmare, putem spune că anul viitor este un an în care unele femei sau femeia cumva va gestiona într-un fel subtil lumea în care trăim. Da, la anul, o femeie sau mai multe femei de pe glob, poate și care sunt la conducere, vor avea mai multe lucruri de spus în vederea împlinirii sau derulării anumitor procese economice, politice sau de altă natură, prin felul lor feminin, diabolic, subtil, măgulitor, păcălitor. Asta la, la nivel de, la nivel de glob. individ, însă, exact. Se e vorba de, de principiu feminin da. care se aplică inclusiv la nivel de țară, evident. La nivel de țară, la nivel de glob se aplică lucrurile astea și vorbim aici despre principiu feminin mm -hmm. care va fi dominant. Dar tributar la principiu feminin sunt femeile. Din cauza asta, am putea spune că femeile care sunt la guvernare, la putere sau în locuri cheie, la anul vor avea un un impact sau o putere mai mare de a întoarce, de a suci lucrurile într-un fel sau altul, în sens pozitiv sau din potrivă a face rele, când noi, adică și cunoaștem, femeile sunt capabile să facă mult mai multe rele decât bărbații, dar prin cu totul alte instrumente. Și rezultatul este catastrofal, dar nu s-au ajuns nici cu puterea armii la catastrofa aia, nici cu bătăile aia dintre bărbați, nici cu pur și simplu catastrofal. Rezultatul este fără ca să vedem obligatorii instrumentele, pentru că instrumentele principiului feminin sunt invizibile, nevăzute. Este oricum un an dominat de energie feminină, 2, 4, 6, 8. Sunt toate vibrațiile feminine la ele acasă în anul 2022. Corret. Dar despre analiza Asta completă, vom face în altă, sigur, în cadrul asociației veți vom face vorbi dumneavoastră într-o conferință complexă pe, da. pe tema anului Doar 2022. Doar ca idee, adică ce am putea să spunem, ca idei pentru oricare om și oricare cuplu, întăriți-vă familiile aveți grijă de familiile voastre să fie puternici unite în jurul unui scop comun, aveți grijă de copiii voștri, ca și membri a familiei, faceți-vă familia puternică, iubiți-vă, nu puneți accent pe sex. Sexul ca rezultat a iubirii, nu sex care duce către iubire sau nu duce niciodată, vă garantez chestia asta. Și uh, nu înțelegem doar patul. Exact, sex. exact. Întăriți-vă temilii a familiei, adică fundamentele pe care o familie stă, Evitați cu orice preț uh, agresivitatea, pentru că foarte ușor se va trece de la agresivitatea aia sportivă la violență la anul viitor. Uh, vom vedea asta pe statistici mai târziu, după jumătatea anului, deja să vă acum la suficiente statistici ca să vedem asta. Trece ușoară de la agresivitate, care e bună, sportivă. Agresivitatea aia înseamnă energie către realizare. Furia e foarte bună nervul, nervarea așa. Dar se foar, poate trece foarte ușor la violență, adică la a scăpa de sub control furia. Atunci devine violență ceea ce nu-i bună nici într-un fel, chiar dacă violența este psihică, chiar dacă este verbală, nu obligatoriu să fie fizică, ea tot violență rămâne și este pedepsită de ceruri, dar și de legile statelor pe orizontale, violența este pedepsită uh, destul de aspru. Prin urmare, șase înseamnă aveți grijă de instinctele voastre, trebuie să supraviețuim, dar nu oricum. Trebuie să fim mai agresivi în apărarea noastră, intereselor, familiilor, în bunăstării familiare, teritoriului, teritoriului femeii, masculului, copilului și restul, dar fără a trece la actii de violență. Pentru că, odată trecut la violență, poți să pierzi nu numai acțiunea, ci și ce ai apărat în spate, adică familia și copiii și restul. Cât te trezești, pe ostrof, ostrovar, adică pe la pușcherei și familia ai pierdut-o deja da. din dorința ta de a o apăra, din dorința de a, din intenții uneori chiar bune, cu intenții bune să păvate drumurile spre, iad. spre iad. La asta doar să fiți atenți, restul să vorbim în cadrul Asociației Numerologilor mai detailat, așa spunem, o prognoză numerologică a anului 2022. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și vă dorim și ne dorim să ne rămâneți alături și în anul 2022.